Deci dacă eu vorbesc cu el și sunt zile când nu mai pot dimineața, când mă trezesc de mesajele lui, deci totuși e ceva ca femeie să primești mesaje de la Michel Morone că te iubește și te sărută și ești viața lui, mă, nu contează. O minți, nu o minți, dar e Michel Morone. Eu, salutul, sunt Sherry, sunt aici cu Smoră și astăzi vom reacționa la nu doar senzația televiziunii, ci mai nou și senzația internetului, Nikita. Și al lui Michel Morone. Și al Michel Morone, desigur. Nikita, dragi prieteni. O să începem cu clasicul pe care toată lumea știe, ăsta recent. Michel Morone este îndrăgostit de mine, ceea ce pe mine nu mă interesează și nu mă afectează. Pentru că bărbații vorbesc multe și fac puțin. Într-adevăr, a fost în Spania. Deci ea deja a spus atât de multe în aceste prime secunde. Michel Morone e îndrăgostit de ea. Cine e Michel Morone? Este actorul din 365 de zile, da. Nu? Hai să-l vedem, să vedem cine este acest bărbat misterios. Deci acesta este bărbatul care efectiv este obsedat, e îndrăgostit până peste cap de Nikita. Nikita, ceea ce pe ea nu o afectează și nu o interesează. Da. Dar totuși ea vorbește mult despre asta pentru o persoană care nu e interesată, nu? Nu știu ce a văzut el la mine, ce vrea el la mine. Vorbim de aproape 9 luni de zile în continuu, prin telefon, pe videoclip. Actorul internațional. Vezi că ea spune, nu știu ce vede el la mine. Ea știe, adică nu știe, că nu vede nimic ăla, că habar n-are cine e. Dacă ai idee, ea vrea să arate publicului, eu sunt o femeie fatală, nu știu ce vede la mine, dar eu le-am pe toate. E fix stilul ăla, înțelegi? Da. Pentru ce Michel Morone? Pentru ce? Internațional, da, el, okay. Michel Morone. Tata, ai văzut filmul cu el? Născut la data toate pelicule cu el, 365 de claro. Bine, asta nu semnifică că el este un actor în film, e și în realitate. În realitate el este altfel de om. Deci e alt tip de asta viața. Spun și eu de tine. Una e când ești vedetă, alta ești un particular cu persoana respectivă. Deci nu e macho ăla pe care l-am văzut noi în film. Nu, este o persoană deosebită. Chiar m-am certat de foarte multe ori cu el și i-am vorbit la un moment dat foarte murdar, recunosc. Deci Nikita i-a vorbit murdarul Michel Morone, bă, băiatule. Dar eu vreau pe aia, pentru ce Michel Morone? Care era? Nikita, bă, da, stai că e o oră întreagă de material. Deci vreau niște chestii foarte serioase astăzi, pentru că în urma emisiunii pe care noi am avut-o ultima dată, a venit un val de neîncredere, cumva, între ghilimele, la adresa ta. După ce ne-ai spus că Michel Morone este îndrăgostit de tine, dar că pe tine nu te interesează. Așa spuneai atunci. Cum s-au schimbat lucrurile în trecut? Cum s-au schimbat lucrurile, Nikita? În primul și în primul rând, pe mine nu mă interesează ce crede lumea. Da. Eu nu trăiesc datorită lumii. Da. Eu vreau să știu un lucru, femeia asta are ceva, are copil, a avut soț vreodată, a avut ceva? Habar n-am, uite, hai să căutăm Nikita copil. Într-un interviu pentru Impact, Nikita a ajuns la 48 de ani, spune de cum i s-a schimbat viața de când locuiește și muncește în Spania. Mai mult blonda spune că s-a transformat radical de când a devenit mamă. Are doi copii. Uite cum arată acum. Dar nu avem poze cu copiii, evident, copiii trebuie protejați de aceste cancanități. Nikita a fost părăsită de soț după ce l-a bătut cu masa de călcat. Ia pe el. Doamne. Ia, Nikita versus fostul soț la Capatos. Ia. Ce-i spart geamul, mă? De ce-i spart geamul, frate? Îi l-ai spart tu ca să spui că l-am spart eu, ce pericol prezint? E ce minte! Vai, ce minte, domnul Capatos, pe cuvântul meu, uite ce minte! Jută moară, mă! Veche rău. I-a zis să moară p-a, i-a zis. Așa, de întoarce mă Michel Morone. Lumea știe mai puțin despre tine, cu atât ești mai fericită. Dar i-a zis totul pe cameră deci. După. Problema cea mai importantă este că a venit la mine în Spania. Bine, nu pot să dau datele ce și cum și ce. A stat la mine o săptămână, n-am mai putut să stea mai mult, dar fiind faptul că lumea a început să recunoască la terase, la restaurante, a început să ceară fiecare autografe și au dat seama, chiar dacă el tătea puțin mai ascuns cu ochelarii la ochi cu șapca, ca și mine, de fapt, cum stăteam eu mereu. Ia uite cum stătea Nikita, ia uite, așa era. Era frică să nu o recunoască cineva pe acolo. Da, să nu-i ceară un autograf ceva. Vorbe de duh. De fapt, n-ar fi durul ăla pe care au vrut să-l portretizeze regizorii în filmele în care el a jucat. Nu este dur, este prea, e foarte sensibil, este extraordinar de sensibil. I-a venit de hack Nikita lui Michel Morone. Apoi o fi bătut mă și pe Michel Morone cu masa de căica. Da, eu știu ce mă întreb, oare ea vreo întâlnire cu el, bine, nu amoroasă, logic, bă, să fac o poză cu el, ca un fan, sau nici măcar nu l-a văzut vreodată. Nu știu, pentru că ea zice că Michel Morone e obsedat de ea, dar ea nu se lasă ușor. Eu nu vreau să fiu bifată pe lista lui Michel Morone ca femeia cu numărul XYZ, niciodată. Pe mine în viața mea nu s-a atins absolut nimeni fără voia mea. N-ar fi o problemă, că nu e bărbat de refuzat, dar sunt o persoană încât orgoliul meu este mai presus decât m-aș lăsa sedus la pat de Michel Morone. Deci așa, orgoliul meu e mai presus decât m-aș lăsa sedus la pat de Michel Morone. Deci și semantic, gramatical, e ceva genial. Adică tu crezi că ai avea cumva, între ghilimele, soarta soției lui?
Nu, nu vreau să am nicio soartă, nici o soție. E de ajuns de ceea ce suntem. El în continuare vrea să vină în România, vrea să mă vadă din nou și să avem... Ăsta acum s-a afișat la Milan Fashion Week sau la Paris. Așa. Nu mai știu cu cine, cu cineva. Așa, nu cu Nikita. Nu, nu era Nikita. Vreau să știu reacția ei. O să căutăm și reacția ei. Nu știu dacă mai ești ceva. Era la Milano. Eu nu-s născută pentru ca alte femei. Vai, Michel Morone. Nu mai pot. Pentru ce Michel Morone? Stai o secundă, domnișoară. Pentru ce Michel Morone? Vă udați așa toate imediat, repede. Pentru ce Michel Morone, domnișoară? Un bărbat, ok. Ce? Prima oară, voi v-ați gândit, el se uită la voi? Nu. Voi v-ați gândit că trebuie să-l plătiți ca să stați lângă el? Mă, dar asta chiar e un punct de vedere. Cu femei obsedate de actori și bărbați pe care nu se întâlnească niciodată? Da, care-i sensul? Nu o să-i întâlnească, nu că nu o să se uite ăia la ele. Nu o să-i întâlnească ceva probabil niciodată. Da, unde mi se pare că devine se duce un pic în boară, este când bărbații ăștia foarte adurați de femei, de fetițe, de tinere, își fac o gagică, își fac o iubită și toate alea au răspaia și deodată nu mai suportă nici pe el. Acum mi se pare că se duce un pic în boară mentală, pentru că nu e ca și cum mintară, iartă-mă, în boară mintară, pentru că nu e ca și cum ăla s-ar uita vreodată la, știi? Adică na. Păi și la noi a fost cu hate un pic la început, nu mai știi? Că fanele erau atunci cu Five Gang, cu alea, în vogă. Da, știi că pe mine chiar nu mă afectă asta cu hate-ul. Păi corect, dar puteai să ieși și tu la cancasă. Și pentru ce Shelly? Pentru ce Shelly? Pentru ce vă udați toate? Ar trebui să-i plătiți să stea cu voi. Dar real vorbind, ce crezi că a văzut el la tine? Lasă. Ia ce a văzut la tine, Nikita? Spune ce a văzut la mine, el personal spune ce a văzut la mine, sufletul. Dar stai că uite mai târziu... Vorbește fix din povești! Uite, dacă te uiți aici, îți arată unde e atenția oamenilor pe clip. Și mă gândeam, bă, ce e aici? Și uite, este apelul pe Skype cu Michel Morone. Ia să vedem, pe FaceTime, ia! ¿Qué pasa contigo? ¿Está fumando? ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Ha tomado alcohol? ¿Cómo eres? Que no te veo bien, Michele. Va boale, vuelve a la Romania, va a venir a la Romania. Háblame de verdad. Ia, sunt curios ce zic comentariile. Pare că e un indian care o duce de naș și ea crede că am văruit toată povestea în propriile minciuni. Îi știe bine pe copii și fosta soția lui Michel, ceva poze există. E șocant de privit în ce fabulație trăiește. O să fie șoc uriaș când o să-și dea seama într-un final că Michel Morone adevăratul habar nu are cine e ea. Sau deja a dat o schizofrenie, psihoză și în acest caz nu putem decât să-i urăm multă sănătate. Deci omul care i-a pus întrebări în merită o statuie din aur de 24 de carate. Moderatorul merită premiul Oscar actorie. Ba, de vrei că se ținea foarte serios Sabina acolo, deci. Dar când o vezi pe ea cu cât patos vorbește, îți vine să intri în poveste. Uite, că tot mă întrebai tu de unde a plecat Nikita, înțeleg că cei de la Știri Pro TV au făcut un reportaj. Ce vechi era. Viața și opera Nikitei. Ce vechi era sigla aia. Dacă Michelangelo ar fi cunoscut-o, i-ar fi sculptat voluminoasele forme de zeiță dâmbovițeană în marmură de Carrara. Da Vinci, izbit de finele trăsături ale gingașei făpturi, i-ar fi pictat cu totul altfel chipul Giocondei. Canon de frumusețe peste timpuri, drăgălașa Nikita acolo semăna cu Udrea. Feminitate din toți... Hai, bă, unde semăna cu Udrea? Unde ea? Aici! Bă, da! Chiar seamănă da, cu Udrea! Da, seamănă un pic cu Udrea, da! Legenda spune că Nikita ar fi fost zămislită în drumul taberei. Să fie ținută în lanțuri, pur și simplu, bătută, omorâtă, schinjuită, aruncată pe străzi, aruncată în toate spitalurile posibile din București. Deci, pur și simplu, cine te-a adus în această stare? Cine să mă aducă pe această stare? Deci, nu știu, aveam vârsta de 3 ani. Vezi că există două posibilități, zic eu. Unu, să se fi născut cu probleme și să inventezi și acum lucrurile astea. Eu sunt convins că a avut o copilărie foarte grea. Sau cred. Asta, da. Și că... acum să-i fi accelerat niște probleme pe care poate deja să le fi avut. Și cred că are și niște probleme. Acum, eu când am văzut înainte să fac video-ul ăsta, m-am uitat pe TikTok și erau sound-uri astea virale. Pentru ce Michel Morone? Dar n-ai văzut că am făcut și eu? Dar te-am văzut, cum să nu. Dar acum, urmărind interviul ăsta mai pe larg, îmi dau seama că femeia cred că e un pic... De Lulu. Cum se spune mai nou, că asta e nouă vorba cu De Lulu, de când a apărut. Nu știu, pe TikTok. Nouă vorbă. La școală nu ai treabă în continuu. Dar tot ce nu a omorât-o a făcut-o mai puternică, așa că fata cu mușchi de flăcău și-a luat destinul în piept. Analizându-și opțiunile, a decis că a venit momentul unei călătorii inițiatice spre plaiurile îmbelșugate ale Germaniei. În scurt timp însă, a purces îndărăt spre patria mumă, unde o aștepta o carieră fulminantă de bodyguard al vedetelor neauși.
Hai mă, vrem să vedem fazele cu ea. Oh, s-a bătut în ring? Dar tu n-ai văzut ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni? Că i-a bătut pe jandarmia? Nu! I-a scuipat! Ah, ba da, am văzut pe TikTok, Ia să asta, asta-i tare! Iată ce sfâșietor sună versurile iscusitei poetese. Stau și plâng în urma ta, cred că nu te voi uita. Vreau din suflet să-ți spun, nu te mai deranjez oricum. Aștept doar venirea ta, să simt dragostea ta, să trăim și să ne iubim. Soarta Nikitei, adevărat roman de aventură. Băi, nene, băi. O viață greu încercată, Serafica Nikita culese cea mai mândră floare din buchetul vieții, dragostea. Fără dragoste nu pot trăi, draga mea. Pierderea virginității a survenit la o vârstă coaptă, la 27 de ani. Eina. Nikita a ținut să împărtășească lumii întregi momentul cu prietenii. S-o simți din tot sufletul în această baie, să faci dragoste până la infinit, fără să te oprești. Și este mai frumos și mai senzual ca în această clipă de neuitat să fii alături de iubitul tău și să-i oferi. Doamne, dar știi care e problema? Nu știu, dar știi care e problema? Că ea încearcă să fie foarte senzuală, foarte... Da, o văd. Dar nu e... Nu, crede-mă. Mie îmi pare rău de ea. Nu are niciun pic de feminitate în ea. Feminin. Multe fete și-ar dori să aibă pieptul mare, fundul mare, buzele mari, mintea mea. Fire interiorizată și puternic meditativă. Desigur e pe ea. La țărmul Mării Negre un ritual șamanic primitiv, întorcându-se în mocirla primordială. Am burtoiul mare, o? Doamne, și ăștia de acasă și tot Ustu Media Pro... N-au ezitat o secundă să o folosească pe Nikita asta maxim, să-și bată joc de ea. Ai zis iar Nikita? Nikita, cum zi, te rog, spune. Da, știi scena aia în care se duce la mormânt la Eminescu și zice când vreodată ai visat Eminescu că îi aprinde Nikita o lumânare? Nikita la mormânt? Acum căutăm. Stai că avem asta, top 10 faze cu Nikita, deci știm pe toate. Se uită nimeni, se uită de mai de mult. Inclusiv cel mai adevărat post Acasă TV, unde m-am schimbat total, nu? Cu adevărat femeie sunt cu adevărat femeie, nu? Greutățile vieții în viață m-au făcut să car mai mult decât a trebuit să duc. Iar această joacă pentru mine este mai mult decât o joacă de copilărie. Poftim! Aștept păreri. Dar ce făcut, mă, i-au luat interviu în tiribombă? I-au luat interviu în tiribombă, da. Ia, Nikita împușcată cu vopsea. Două mașini cu doi indivizi foarte dubieși, o parte dintre ei cunosc. Se pare că din lume interlopă. Eu sunt Nikita, aici este Nikita și dușmanii lui Nikita, fiind în zodia, în zodiacul chinezesc, fiind cocoși. Prietenul meu de suflet mi-a dăruit această pereche, vezi să nu sară în cap. O frunză de stele, la ce putea să fie difuzat pe vremea aia la TV, mi se pare incredibil. Pe vremea aia toată lumea era cu ochii la TV. Păi chiar râdeai, acum ce să vezi. Nu era TikTok, pe vremea aia divertismentul era acapat-o și era... Dar asta vreau, Nikita la mormântul Eminescu. A, dar ai văzut-o pe asta cu frații tăi? Nu găsesc pe aia cu Nikita la mormântul, dar ai văzut-o pe asta cu frații tăi? Something in Spanish, I don't know. Du-te-va, nu mai pune asta pregunta! Te quiero, Andrew! Te quiero, Andrew! She loves you. The best in the world, déjalo! Like you! Déjalo! Ce râdă așa! Like you! Se ceartă cu Maria Ceaușescu, e senzațional. Maria Ceaușescu ăsta e peste tot. Maria Ceaușescu este un protestatar. O să facem o chestie și cu el pe viitor. Este un protestatar, să-i spunem așa, un manifestant, care de fiecare dată când, dacă ești o persoană cât de cunoscută și ești arestat, ești chemat la judecată, ești orice ești tu, e Maria Ceaușescu acolo ca să-ți facă pedeapsa de 10 ori mai grea. Am văzut. Ești condamnat, ești în cătușe, condamnat la 5 ani, vine Maria Ceaușescu. Cum o să fie, bă, 5 ani la pârnaie? Nenorocitule! Dar chiar o să face! Băi, fix așa face. Ce mai tare a fost Mitică Dragomiria, la cu șutul în cur, direct. Și acum, ia uite, Nikita l-a agresat, Nikita a venit să ia apărarea fraților tăi de fața lui Marian Ceaușescu. Asta s-a întâmplat când au ieșit ăștia din pușcărie sau când? Da, când se duceau un termen la proces, probabil, sau ceva. Dejalo! Ia. Uite ce râdeau! Nu like you! Eres mejor! Eres mejor! Nu faci nici tu cum tu! Bă, ăștia nu înțelegeau nimic ca săraci, îți dai seama că te aveau și ei pe cap cu proces, cu trafic de persoane ce au ăștia, adică îți dai seama chestii grele au pe cap. Nikita, acum Marian Ceaușescu show acolo, ăștia nu înțeleg nimic mai bună. Da, și eu cred. She loves you very much. Eu soy Nikita, te amo, te quiero, y no sé qué voy a hacer para ti.
you seen my house? Have you seen my house? Stai un pic, Tristan vorbea cu ăsta alt, cu reporterul. Cred că întreba la gen cum e analiza domiciliu, n-avea treabă cu... Nu cred că avea treabă cu... Deci asta este scandalul între Nikita și fostei soții, ia să vedem. Eu plec, deci plec. 99 de vorbe, 89 sunt minciuni. Deci plec. Ce schimbat de... Ui și tu, stai niște. Cristi, bună seara. Bună seara. Sărăcia dracului. Oricum este o lătură sus. Și să te aranjezi în oglindă, dar grijă de copilul ăsta. Sărăcule, de ce m-a luat? Te-ai dus la ziar, săracule, trebuie să te crede lumea, sărăcioși. Păi cum să nu mă creadă dacă eu am prietene luate de tot luate de parte? Nikita, un minut. Un minut, că l-ai acuzat. De ce-i spargi geamul, mă? De ce-i spargi geamul, dacă îi sumești copilul? Păi l-ai spart tu ca să spui că l-am spart eu, ce pericol prezint. E ce minte! Vai, ce minte, domnul Capatos, pe cuvântul meu, uite ce minte! Parcă suntem noi cu litiera pisicilor. E să zicem mega Capatos, să ne certăm. Păi cine a curățat litiera? Domne, eu am curățat-o ultim. Vai, ce minte, domnul Capatos. Cristi, în loc să mă ridic cu tine, m-am înjosit. Păi cine ești, omă? Cine ești? Că ești râsul romanilor, mă. Mai poți să ies afară de tine? Dormă bani și împarc, sărac. Dă aici afară de casa mea. Păi sunt șmecheră, plătesc. Ce ești tu? Ești șmecheră? Dai drumul, dai sărac. Până acum se înțeleg unul pe altul, că eu nu pot să fiu atent de la mândru odată. Hai cât minte, Capatos! Cât minte, contractul e pe numele meu, Chiu. Dăm contractul, unde? Vai, cât minte, Capatos! E mincinos, e ca plătit. Hai să sunăm pe proprietarul de acasă, cine dă bani. Și încă ceva, domnul Ciolcan, ca să știi, domnul Ciolcan, poate dormea la ora 1 noaptea. Bravo, când a fost scandalul. Degeaba îi mulțumești lui că polițiștii au venit. Poliția doar își face dată și l-am plătit dată. Deci pe care din ei îl crezi? Eu pe Nikita, ok. Eu sunt Team Nikita. Pare mai decisă, dacă minte... Ce să fac? Ce să faci? M-a amenințat cu moartea, că spală cu cinul minte. Mea, mă, cum spui doar numele și ele? Stai cu minte, săracule! Sărăcie, ai venit la Capatos! Pupala-i undeva pe Capatos! Terminați-vă, mă! Pupala-i undeva pe Capatos! Deci, mamă, dar e pe Mahala. E pe Vani. Vă rog frumos, dacă mai apelați la limbaj de ăsta, o să vă scot pe amândoi afară. Ei, nu ne mai spune Capatos ce o să faci tu, băi Capatos. O să-i scoți, sunt convins că o să-i scoți afară. Faci tot timpul, adică am lăsat eu de la mine. Ăștia, până la urmă, primeau sau nu bani să se ducă pe acolo? Da, mă, cred că primeau 100 de euro să facă circ. Cristi! Stați că nu mai are asta imagine. Să duce la Europa pe banii mei. Nu mai nu mai are imagine. Uite, stai să vezi. Nikita. Nikita. Lumea, că Nikita. Nikita. Sărăcio! Cristi! Stai cu minte, săracule! Unde a dispărut? Stai cum să minte. Uite, acum e Nikita peste tot. Bă, Nikita de două ori. Băgați-o pe Nikita de două ori, că tot... Cristi, dacă ne auzi... Hai, noi avem aici contract de... Am vorbit ceva cu Gabi, da? Sau cu cine e? Cu șefa. Am vorbit ceva cu ea și să scrie acolo jos. Da, m-a scris jos, am schimbat titlul. Ce scrie jos acolo? Nikita se ceartă cu ghilimele soțul. Contract de intermediere de închiriere. Cu boschet. Care soț? Nu zi data și ale, zi doar numele și cine cliere, chiriaș. Ce contează? Sunt niște numere de telefon. Așa, bun, și cine scrie? Ce scrie? Subsenatul Ispat Mihaela Nicoleta. Hai să vedem pe prietena mea direct care a făcut contractul la aceasta. Așa aș face și eu. Așa îi face, nu? Păi martor, că s-a nu? Întors. Un martor, o sun pe Aruca. O sun pe... Bun. Stai mă puțin, o sun pe Aruca acum. Și ultim... Aruca! Bun, și ultima chestie la care vom reacționa. Nikita cu s-a schimbat, dar unde este? M-am transformat, unde e? Asta aici, e afară. Este și mă bucur. Și pe melodia asta, da, de la Nelly. Bombă melodia. Mai ales că mă vede în această clipă aici, la Casa TV. Te urmărește. Mă urmărește, pas cu pas și non-stop. Doar pentru tine sunt, iubirea mea, numai aici la Casa TV. Total schimbată, îți place? Te iubesc mult. Și pe această notă de iubire, dragoste și afecțiune vom încheia și noi acest clip, fraților. Lăsați în comentarii ce credeți voi despre acest personaj, care a fost exploatat, evident, de foarte multe televiziuni. Cu siguranță un personaj care a avut, cred eu, o copilărie foarte grea. Credeți că e în capul ei tot ce se întâmplă? Credeți că Michel Morone chiar... Măcar oare Michel Morone, Michel Morone oare știe că ea există? Dar mi s-a putut interesantă teoria din comentarii. S-ar putea să nu fie neapărat în capul ei, ci să fie unul care o ia la mișto drept și se dă drept Michel Morone. Cine știe? Ea a vorbit cu cineva la telefon. Deci cineva da, o ia la mișto. Da, dar nu e adevărat. Hai să fim serioși. Ea zice că s-a dus la el în Spania, că el vine la ea. Adică ea pretinde că s-a întâlnit cu el. Cine poate ști? Habar n-avem, fraților. Lăsați voi în comentarii. Îi mulțumesc foarte mult lui Smără pentru participare și ca întotdeauna. Dar doar ce acest episod este aproape filmat, v-aș vrea să dați mare punct butonului de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă aștept tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Noi ne-am dus. Pa!